domnule ambasador Zuckerman, doamnelor și domnilor, aprofundarea și extinderea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii constituie unul dintre pilonii de bază ai politicii externe și de securitate a țării noastre. Îndeplinirea acestui deziderat s-a reflectat pe deplin, domnule ambasador, în activitatea dumneavoastră pe durata misiunii la București. Contribuția substanțială pe care ați avut-o la consolidarea parteneriatului strategic româno-american este evidențiată de progresele înregistrate în ultimul an și de proiectele bilaterale importante din domeniul securității și apărării, precum și din cel economic și al cooperării energetice. Toate aceste realizări sunt în conformitate cu obiectivele stabilite prin declarația comună pe care am agreat-o cu prilejul vizitei mele la Washington din 2019. Cooperarea noastră pe palierul apărării și securității a fost consolidată anul trecut prin semnarea foi de parcurs privind cooperarea în domeniul apărării dintre România și Statele Unite pe o perioadă de 10 ani, care prevede prioritățile strategice bilaterale și cadrul pentru dezvoltarea capacităților și a nivelului de pregătire militară. Reiterez și cu acest prilej interesul crescut al țării noastre pentru o prezență militară americană sporită în România. De asemenea, componenta economică și de energie a parteneriatului strategic a fost extinsă prin încheierea acordului interguvernamental în domeniul energiei nucleare civile și prin progresele înregistrate în identificarea de surse de finanțare pentru proiecte cu caracter strategic în acest domeniu, precum și pentru proiectele majore de interconectare regională promovate de România, precum Rail to Sea și Via Carpatia. Totodată, în spiritul parteneriatului nostru strategic, statele noastre s-au sprijinit reciproc în contextul combaterii pandemiei de COVID-19, inclusiv prin ajutorul Statelor Unite dedicat luptei împotriva noului coronavirus în țara noastră, repatrieri de cetățeni sau trimiterea unei echipe medicale române în statul Alabama. Dumneavoastră, domnule ambasador, ați susținut toate aceste evoluții. 2020 a fost și anul aniversării a 140 de ani de relații diplomatice bilaterale, un moment de reflecție și proiecție spre viitor, cu încrederea dată de faptul că legăturile dintre țările noastre sunt mai puternice ca oricând. 2021 este anul celebrării unui deceniu de la încheierea declarației comune privind parteneriatul strategic pentru secolul 21 între România și Statele Unite ale Americii și a acordului privind amplasarea sistemului de apărare antirachetă al Statelor Unite în România. Aceste repere aniversare ne oferă noi oportunități de consolidare și aprofundare a dialogului politic și a relației strategice dintre țările noastre. Sunt convins că vom continua, împreună cu noua administrație americană, dezvoltarea parteneriatului strategic și a solidei relații de încredere pe care am construit-o în baza valorilor și a intereselor noastre comune. România rămâne un aliat puternic și prieten de încredere al Statelor Unite, profund dedicat relației transatlantice, care este de o importanță vitală. Domnule ambasador, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată pe parcursul mandatului dumneavoastră în România, precum și pentru implicarea în dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului nostru strategic, am plăcerea de a vă acorda Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Felicitări și mult succes
în continuare.